Hello, dragile mele! Ca în fiecare joi sunt alături de voi. Mă bucur foarte mult, așa cum știți, de fiecare dată să ne întâlnim. Astăzi nu ne întâlnim doar noi. Avem pe cineva complice. Cred că ați recunoscut deja personajul. Hello, dragile lui! Exact! Sora este astăzi cu noi și folosim Philips Pro Curler. Tocmai ce vine vara, da. Și o să facem tot felul de lucruri. Fetele o să meargă la festivaluri, o să încerce să-și facă tot felul de coafuri, care mai de care mai frumoase și mai sofisticate. Și mai naturale. Și mai naturale, nu? Da. Cum îl setez ca să iasă ce vrei? Păi să știi că are niște butonele pe aici, uite. Avem unul pentru căldură, avem unul pentru timp, avem unul pentru sensul de rotație și butonul pe care trebuie să ținem apăsat ca să ne anunțe că e gata bucla. Luăm șuvițe. Și asta e o chestie foarte importantă cu șuvițele. Cât de groase sunt șuvițele pe care trebuie să le luăm atunci când folosim Philips Pro Curler. Trebuie să fie cam de grosimea unui deget. E prima dată când folosești Philips Pro Curler? Da. Perfect. Am băgat șuvița, da? Da. Și tot ce trebuie să fac, să știi, este să apăs pe buton. Hai că te-ai speriat. Da. Dar te-a tras de păr? Nu. Bun, acum trebuie să-i dăm drumul. Am făcut majoritatea părului tău, da. Așa că va trebui să mă ajut și tu pe mine, să iau o mică pauză. Da, te rog. Îl pun așa? Da. E bine, da? Este bine. Și da. Apăs? Da, apeși și ți-ai apăsat. Mă coafez singură, Sorin. Îți vine să crezi? Nu. Ce o să mă fac? Ieri. Perfect! Urmează ciufulirea, mare ciufulire, pentru că ești fan a părului destul ciufulit. De natural și ciufulit, da? Da. Și acum un moment tânăr și neliniștit. Ne trebuia și un vânt, așa. Da, 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 da. Dragile mele, cam asta a fost experiența noastră de astăzi cu Philips Pro Curler. Sper că v-au plăcut lucrurile, sau mă rog, v-a plăcut lucrul, nu lucrurile. Lucrurile pe care le-ați învățat. Sau lucrurile și da, mai bine. Da. Sora a fost un model absolut extraordinar. Sorin, un profesor minunat. Ne și pupăm la final. Da. O audiență de excepție a fost... Minunată! Bun. Chiar sper că ați prins tipsurile pe care am vrut să vi le spunem, cum facem buclele, cum le menținem, cum putem să facem din bucle o coafură strânsă. Până data viitoare ne găsiți aici, să știți, am înțeles că urmează un vlog la tine. Cred că ăsta o să fie al doilea, al treilea episod. Excelent! Subscribe! Deci ne găsiți sigur. Și la mine. Exact. Ne găsiți aici pe YouTube sau pe Facebook sau pe Instagram sau pe oriunde ne mai întâlnim. Vă pup și aveți grijă de părul vostru.